Remediu naturist pentru durerile articulare. Mâini, picioare, coloană, banala gelatină din comerț, gelatină alimentară. 5 pliculețe de gelatină alimentară. Le golim într-un borcanel. Deci 5 pliculețe, o cură are 5 pliculețe. În fiecare dimineață luăm câte o linguriță rasă de gelatină, așa uscată cum este. Deci o luăm așa uscată cum este, după care consumăm un pahar de 150 ml apă. Deci din 5 plicuri de gelatină, linguriță rasă, în fiecare dimineață, aproximativ 15-20 de zile, depinde de linguriță cât este de mare. În fiecare primăvară și toamnă, suplimentele alimentare, medicamentele, nu zic că nu sunt bune, dar au și efecte adverse. Gelatina alimentară este asimilată foarte repede și se depune exact acolo unde trebuie. 5 pliculețe de gelatină alimentară le golim într-un recipient cu capac, pentru că dacă ținem plicul desfăcut, absoarbe umiditate și se umezește. Nu mai putem măsura cu lingurița. Eu o țin lângă punguța cu cafea, pentru că în fiecare dimineață îmi fac o cafea și în felul acesta nu uit să iau lingurița de gelatină. În fiecare dimineață, depinde de linguriță, o linguriță normală, dacă e o linguriță normală, cam 20 de zile luăm câte o linguriță rasă. Dacă e puțin mai mare, probabil 15 zile, depinde de linguriță cât este de mare. Deci o linguriță rasă de gelatină cu un pahar de apă, 250 de mililitri. Este un tratament benefic pentru durerile articulare, pentru închieturi, pentru... Deci gelatina se depune exact acolo unde avem nevoie. Pe lângă gelatină putem consuma câte o cană de ceai, de troscot, sau ceai de pir, sau amestecate. Uscăm plantele și punem o lingură de plantă uscată și mărunțită la o cană de apă fierbinte. Îl infuzăm și după aceea e foarte plăcut la gust ceaiul de pir și troscot. Nu trebuie neapărat să folosim lămâie. Îl servim ca atare pentru că e foarte, foarte plăcut la gust.